mai pensioneze. Sunt foarte puțini, au rămas. În momentul de față încercăm să facem față luna următoare la linia de gardă. Într-adevăr, doamna doctor și-a anunțat intenția de a intra, de a merge la pensie. Încercăm să găsim colegi care vor veni în linia, doar pe linia de gardă. Avem o colegă care dă specialitatea în octombrie și a promis că din noiembrie ne va ajuta atât la linia de gardă cât și la activitatea medicală de la pediatrie. Este o perioadă grea pentru întreg sistemul medical la nivelul spitalului județean, pentru că au fost niște sincope între generația care a ieșit la pensie. N-a fost o generație, foarte puțini medici au fost din vârstă medie ca să acoperim generația tânără care vine. Și atunci, perioada asta cu posturi blocate, cu posturi care n-au fost scoase la concurs, de aici au apărut și aceste sincope. Noi încercăm să atragem colegii tineri, încerc zilele următoare să ajung la iar să discut și cu coordonatorii de rezidențiat, pentru a atrage rezidenți că să vină să facă rezidenții de animale care pot să ne sprijine pe activitatea de linie de gardă. Pediatria va fi o singură secție, nouă organigramă, dacă începem să discutăm și povestea asta, în care toți medicii vor fi pe o singură secție de pediatrie. Paturile în mare parte au rămas cam la același număr. Dar, având în vedere că numărul de medici pediatri e din ce în ce mai mic, nu se justifica cele două secții mari de pediatrie și cu la discuția pe care am avut-o în trei rânduri. Colegii pediatri au fost de acord și am ajuns la o concluzie să fie o singură secție și să încercăm să atragem alți colegi tineri.